Spuneți-mi, doamna Halic, vă este dragă România? Cum să nu fie? Aici m-am născut, aici mi-am găsit un rost și sunt fericită. Iubesc și respect limba în care spun povești copiilor și nu numai lor. Aici am ceva de oferit și mulțumesc lui Dumnezeu că primesc multe înapoi. Asta e tot. Doamna Halic, cum s-a născut dragostea pentru teatru, pentru copii? Și care e totuși diferența față de celălalt teatru, pentru oamenii mari? Teatru, oriunde s-ar juca, trebuie să fie de calitate. Sigur că se cere ca pentru copii să fie fără reproș. Pe ei îi creștem, depinde noi, avem o responsabilitate față de ei. Dar fără talent nu se poate, trebuie talent peste tot. Asta ne unește. Un teatru pentru copii sau un teatru pentru adulți, tot talent cere. Dragostea pentru copii, ea există dintotdeauna. Asta nu se creează pe parcurs, ea există. Dar norocul a făcut ca să trăiesc în preajma copilăriei, chiar din primii ani de facultate. Așa a fost să fie. Eu găsesc că a fost un mare noroc și nu m-am mai despărțit de teatrul ăsta. Sunt, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am rămas în el și că am ajuns să ne întâlnim aici cu părul alb. Da. Astăzi nu se mai spun povești, așa cum știu eu că se spuneau când eram copil. Când mama îmi citea, de exemplu, din Petre Ispirescu, din Ion Creangă, adormeam pur și simplu pe vocea mamei. Ascultându-le. Da. Astăzi nu se mai spun aceste povești. Ba, se spun. Se spun? Iar la teatru au trecut toate pe acolo, și Harapalb, și Slavici cu spaima zmeilor, și deci, poveștile lui Ispirescu, și Făt Frumos, Făt Frumos, chiar Făt Frumos din lacrimă. Și Greuceanu? Încă nu, dar e o propunere. Albă ca zăpada? Și Albă ca zăpada, și a avut locul ei, da. La un moment dat eu eram un pitic din Albă ca zăpada. Înainte de asta am fost și un maestru de ceremonii și m-am bucurat. M-am bucurat pentru copiii din sală, ne-am bucurat și noi de pe scenă alături de ei. Dar aș vrea să spun ceva despre... Ați amintit despre poveștile spuse. Da. Poveștile ascultate de copii. E adevărat că vremurile s-au schimbat și copilăria ține pas cu vremurile. Și poate că eroii despre care am vorbit nu se mai cheamă în zilele noastre așa. Dar sunt tot niște viteji care înfruntă balauri și zmei și poveștile se termină cu pedepsirea răului și binele ajunge să învingă, la fel și în zilele noastre. Iar copiii iubesc povestea la fel de mult. Vorbeam de copilărie. Da. Aș vrea să vă spun ceva. Cred că fiecare dintre noi e dator să se întrebe unde a dispărut copilul care am fost cândva. Iar povestea spusă, Creangă spunea despre copilărie, să povestim că ea singură e veselă și nevinovată. Poveștile există de când lumea și cineva trebuie să le spună. Ori, aminteați de mama care spune povești, da, copiilor. Mamele astăzi sunt foarte ocupate, dar bunicii pot să facă foarte bine treaba. Așa asta. Este. Bunicii. Știu că cineva ar putea să mă contrazică, să spună, da, dar astăzi există o concurență teribilă. Există tableta, există televiziunea și toate minunile tehnologiei și atunci bunicii ce rost au? Nu. Bunicii au harul și dragostea care face bine copiilor. Doamna Halic, da, aș vrea să o lecuiesc pe mama un pic azi și să îi satisfac această dorință, să o aud pe Alexandrina Halic spunându-mi o poveste. O, îmi face plăcere. Am să vă spun chiar o poveste despre o bunică și un nepot. Aveți răbdare să o ascultați? E o poveste despre o bunică și un nepot. Bunica are părul alb și vorba domoală
Și știu o mulțime de povești, pentru că asta a făcut toată viața. A spus povești copiilor. Nepotul le știe pe toate. Dar din când în când ar vrea să se mai întoarcă la câte una. Și o roagă pe bunică. Bunică, mai spunem o dată povestea cu harap alb? O spunem, dragule. Povestea curge, dar pe la mijlocul poveștii nepotul se supără. Bunică, dar n-ai spus tot. Cum n-am spus tot? Păi n-ai spus râzi, tu râzi, harap alb, dar pe unde mergi fără noi n-o să faci nicio ispravă. N-ai spus tot. N-ai spus râzi, tu râzi, harap alb, dar fără noi n-ai să faci nicio ispravă. N-am spus? Păi hai să o spunem. Suflet, suflet de copil, prin ce colț te-ai dus tiptil? Ești în lada cu păpuși, ori ascuns pe după uși? Nu mai ai abecedar, nici vopsele noi în dar. Ursuleț cu nas de pluș și căței cu ochi de tuș. În altă seară, altă poveste. O poveste cu o buniță și o fetiță cu scufiță. Și povestea merge înainte. Bunică, dar de ce ai ochii așa de mari ca să te văd mai bine? Bunică, dar de ce ai gura așa de mare ca să te înghit mai bine? Și iar sare nepotul. Ai uitat, bunică, urechile? Păi să nu le uităm. Suflet, suflet de copil, unde-i ziua de april? Cu decor de liliac, peste crengi cu sud cu inimă de titires, azi o crezi, mâine n-o crezi. Ea se zbate zmeu în vânt, fluturată de un cuvânt. Și în altă seară, albă ca zăpada, din nou, dar bunica e obosită și-ar vrea să scape mai repede. Așa că trece direct la mărul otrăvit. Supărare mare. Bine, bunică, dar nu e așa. Întâi e cingătoarea, pe urmă-i pieptenele și abia la sfârșit e mărul otrăvit. Bunica-l sărută pe frunte, bucuroasă că nepotul îi place să asculte și ia povestea de la capăt. Și în gândul ei își zice: îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai lipsit de bucuria asta. Suflet, suflet de copil, hai înapoi, tiptil, tiptil, în albumul cel cu poze, unde visele-s doar roze, unde nu știi ce e teama și păpușa-ți spune mama, unde plânsul are leac și suspirele lintac. Așa că nu putem fără povești. Povestea nu moare niciodată. Suflet, suflet de copil, prin ce colț te-ai dus tiptil? Sufletel, de ce nu știi un copil din nou să fii? Suflet, suflet de copil, prin ce colț ai dus tiptil? Ești în lada cu păpuși, ori ascuns pe după uși, ori ascuns